Mulți bărbați recunosc că au folosit suplimente pentru potență cel puțin odată, dar multe dintre ele ar putea avea efecte negative asupra sănătății. Conform doc.ro, disfuncțiile erectile pot avea cauze diverse, atât psihologice, depresia, anxietatea, bolile mentale, cât și fizice, diabetul, unele boli de inimă. Cel mai comun efect advers al medicamentelor pentru potență este durerea de cap. Durerea de cap este cauzată de creșterea bruscă a fluxului de sânge din organism și a nivelului de oxid nitric. Medicamentele pentru potență mai pot provoca și amețeli, tot din aceleași cauze. În cazuri mai grave, amețeala este atât de severă încât poate duce la leșin. În cazul în care apar probleme de vedere și de vedere încețoșată după consumul de medicamente pentru potență, trebuie să te adresezi medicului urolog. Aceste medicamente nu sunt recomandate bărbaților cu probleme de vedere sau cu o afecțiune genetică numită retină pigmentară. Bărbații care folosesc aceste medicamente fără supravegherea medicului urolog riscă să le ia în mod necorespunzător sau un dosaj greșit. Pacienții cu boli cardiace avansate sau cei care iau nitrați pentru angina pectorală, cum ar fi nitroglicerina, nu ar trebui să consume aceste medicamente, deoarece pot provoca scăderea tensiunii arteriale. De asemenea, bărbații cu insuficiență hepatică severă sau boală renală care necesită dializă ar trebui să evite aceste produse. Cele mai grave reacții adverse cauzate de pastilele pentru potență sunt Cazurile de infart care duc la deces, relatează Doc .ro.